Corel Ungureanu mă surprindea invitându-mă să iau cuvântul fără să știu că voi fi invitat. De data aceasta am dorit eu să spun câteva cuvinte legate de această... Și și-a cerut dreptul la cuvânt de vreo 3 săptămâni încoace. Să nu credeți că el continuă cu firul ironiilor așa fine. Este cel mai ungurenian dintre criticii lui Corel Ungureanu. Deci, doresc să spun câteva cuvinte numai legate, nu sunt specialist în critică literară și asta, dar îmi dau seama cât de importantă este această carte și în momentul în care va fi încheiat acest proces, proiect, practic, cu și cu al doilea volum, că este vorba, practic, despre o carte fără care de aici, în Timișoara, din Timișoara, indiferent unde ne aflăm, nu o să se poată. Asta este umila mea părere. Dar eu doresc să spun ceva amintindu-mi de începuturile mele în această clădire la redacția Nijemni Život, când am venit ca cel mai tânăr redactor șef din Timișoara. Domnul Corel Ungureanu a fost primul care și-a arătat această deschidere. Am avut șansa că și domnul Arieșan și domnul Dumbrăveanu și Eugen Dorcescu și domnul Ion Marin Almăjan și alții au fost deschiși față de noi, ne-au acceptat, dar o să îndrănesc să spun că domnul Corel Ungureanu a înțeles ce dorim să facem la noua redacție a revistei Nijemni Život, unde am reușit să adun câțiva tineri colegi, regretatul coleg și prieten Miomir Todorov, Ljubinka Perinac Stankov, Ljubomir Stepanov. Și am fost sprijiniți, înțeles și sprijiniți de profesorii noștri, cum era Nevoișa Popovici și alții. Dar Corel Ungureanu, înțelegând acest demers al nostru și vorbind și despre scriitori și scriind, bineînțeles, în multe locuri despre scriitorii sârbi din România, a sublinat undeva ceea ce îmi place să citesc și chiar zilele acestea am trimis la una dintre cele mai importante reviste literare din provincia Serbiei, provinciile Serbiei, diploma literară foarte importantă legată de simbolismul sârb, legată de multe evenimente care s-au întâmplat între cele două războaie mondiale și mai departe. Am subliniat prima dată că domnul Corel Ungureanu este un fin și un bun, poate cel mai bun cunoscător al literaturii sârbe și al literaturilor iugoslave. Și îl citez vorbind despre un proiect coerent al literaturii sârbe postbelice cu venirea mea la revistă și cu lucrurile care m-am încercat să le fac. Și încă o idee foarte importantă din punctul de vedere omenesc, în primul rând. Imediat după ce mi-au publicat prima carte în Serbia, am trecut prin câteva momente mai dificile. N-am cerut voie, am dat cuiva, a trecut manuscrisul peste, și cănări, presiuni și așa mai departe. Mi-au apărut și câțiva ziariști care vreau să scrie despre ceaiul în doi, înțelege totul, și asta nu erau primiți în altă parte niciunde, aici ușa era deschisă pentru toți. Câte explicații le-am dat, unii din astea au tras concluzia despre colaborarea sau necolaborarea mea și altora cu cine se colabora, cu cine, cui trebuia să dăm raportul în sensul că în fiecare redacție apăreau pentru una, pentru alta și așa mai departe. Cel care a făcut lucruri rute și zilele acestea față de unii colegi și prieteni din redacție și din jurul redacțiilor, mă vânează. Indiferent de asta, în momentele acelea grele, domnul Corel Ungureanu a fost mai mult decât un prieten.
Și trei exemple o să dau. Ne întâlnim, nu întâmplător, undeva pe stradă, în jurul Parcului Rozelor, îi reamintesc și mă bucur în sinea mea, în fața Dumnezeu sale, am putut să fiu sincer și deschis. Poate este singurul în clipa aia, indiferent câte cărți ne-am citit Mircea și sub masă, primite prin filiera românilor din Serbia, m-am bucurat că iată am împărțit bucuria cititului unor cărți care aici nu prea au fost agreate în acea perioadă. Ăsta este adevărul. Mă laud. Ne-a lăudat Europa liberă. Domnul Călău Mureanu, las că-i bine, bătrâne. Peste câteva luni bune, vin, mă plâng. Ne-au înjurat ăștia de Europa liberă. El mă ia după umăr și spune la fel. Las că-i bine, bătrâne. Am înțeles și prima dată și a doua oară. Asta putea să spună un prieten. Au fost și alte momente dificile. Îmi amintesc de unul despre care nu prea am vorbit sau nu mă amintesc eu și care probabil nu o să-i pleacă prea mult domnului Cornel Ungureanu. În timpul evenimentelor din decembrie 89 ne-am întâlnit la domnia sa acasă câțiva scriitori găsind o soluție de a atrage atenția că se trage asupra copiilor, fără să intrăm în alte dispute mai... Parcă asta n-a fost periculoasă. În alte dispute. Știu că și acest lucru, de ce s-a putut la domnul Ungureanu și în altă parte? Din multe motive. Și așa aș putea să înșir încă atâtea lucruri. Eu pregătesc o carte de memorii. Așa, chiar memorând, nu scriind un jurnal și acum să-l refac despre toate aceste evenimente și doresc să subliniez că asemenea atitudine, asemenea poziție a contribuit foarte, foarte mult la familia scriitorilor timișoreni a acestei filiale despre care îmi place mie să vorbesc și să spun, să subliniez solidaritatea aceasta care a existat între scriitorii timișoreni. Și închei cu ultima idee, iarăși importantă, care iarăși dovedește faptul cum domnul Cornel Ungureanu, în calitate de președinte al filialei, păstorește întreaga problematică a noastră a tuturor, nu i-a uitat pe românii din diaspora și a acceptat în martie, până la sfârșitul lui martie, nu știm în care zi încă, la Universitatea din Novi Sad, să-l gratulăm împreună pe Slavko Almazan cu ocazia a 85 de ani. Este poate cel mai important scriitor român din Serbia. Iată, facem și lucrurile acestea. Toate aceste gesturi adunate la un loc arată cât de importantă este această construcție pe care am ridicat-o împreună și cred eu că avem datoria să o păstrăm și să facem și pe alții să ne respecte. Vă mulțumesc frumos și eu felicit pe domnul Ungureanu. Mulțumesc și eu, Constantin.